O tehnologie nouă de plantare a ierbii a nedumerit pe mai mulți locuitori ai capitalei. În sectorul botanic au apărut muncitori în costume de protecție care la prima vedere vopsesc pământul în culoarea ierbii. Dar în timp ce oamenii fac glume, primăria se laudă că a ajuns să semene iarbă ca în Occident. Acest filmuleț devenit viral pe rețelele de socializare ne-a determinat și pe noi să pornim în căutarea muncitorilor. I-am prins pe bulevardul Dacia în timp ce pregăteau soluția pentru pulverizare. Și pentru că e verde, impresia trecătorilor a fost că primăria vrea să dea culoare gazonului, rămas cam golaș după iarnă. Să-i întreiure. Dar și pentru ce? Care-i rost? Care-i sensul? Alții, măcinați de curiozitate, s-au și documentat din prima sursă. Este îngrășăminte anume pentru iarba verde. Eu nu sunt specialist în domeniu, dar după băieți care au explicat, acest verdeaț care este verde este o... se dă la iarul pentru ca să crească ea mai repede și mai frumos, adică în scurt timp e prindă. Muncitorii spun că nu ține de competența lor să divulge inovația presei, așa că ne-au trimis după informații la întreprinderea Spații Verzi. Și a fost... Primăria a anunțat într-un comunicat de presă că a decis să utilizeze o tehnologie nouă, semănarea ierbii prin pulverizare. Mai mult, ca semințele să nu fie luate de vânt sau mâncate de păsări, acestora li se adaugă celuloză și îngrășăminte.